Cu ocazia zilei de 14 februarie, jandarmii din gruparea mobilă Burebista Brașov au făcut un gest foarte frumos pentru toți oamenii aflați într-o situație de cumpănă. Aceștia s-au adunat în număr de aproximativ 30 de persoane pentru a dona sânge. Este o inițiativă, până la urmă, comună. Suntem parteneri la un eveniment remarcabil și suntem mândri de faptul că astăzi putem să participăm la o activitate de suflet, pot să-i spun, unde inimile jandarmilor sunt alături de cele ale comunității. Este o acțiune organizată la nivel național și ne-am alăturat și noi, sportivii din România cei mai buni. Am chemat alături de noi membrii grupării mobile de jandarmi să se alăture acestei campanii organizate pe 14 februarie. Din inima noastră oferim dragoste și iubire către ceilalți cetățeni care au nevoie, către comunitate. În jandarmeria din Brașov, de altfel cu dânsii colaborăm de o perioadă lungă de timp și răspund la apelul nostru ori de câte ori îi solicităm că avem o nevoie acută de sânge. Cererile de sânge au crescut datorită complexităților procedurilor chirurgicale și nevoia de sânge pentru transfuzii în spital este permanent. Am ales asta împreună cu colegii de la gruparea de jandarm mobilă Brașov pentru persoanele care se află în stare critică și pe această cale fac un apel pentru toate persoanele care sunt dispuse să doneze să vină la centrul de transfuzii județean Brașov. Am ales să vin în această zi să donez sânge datorită unei campanii pe care un coleg de-al nostru a inițiat-o împreună cu gruparea de jandarmi mobilă Burebista Brașov pentru a ajuta oamenii care au nevoie de transfuzii și sunt bucuros că fac asta. Este prima dată când fac acest lucru. La îndemnul colegului meu de a veni și a ajuta alte persoane care au nevoie de sânge, m-am zis, hai să vin și o să văd cum este. Până acum este bine, nu, chiar mă simt foarte bine. Cei care au posibilitatea și pot să vină cu încredere. Și eu am avut oarecare emoție înainte de a veni în această cauză până la vârsta de 44 de ani. Nu am donat, am avut emoții. Dar acum chiar este bine, tot este ok. Nevoia de sânge este una permanentă și este necesar să fie un flux continuu de donatori, așa că toți cei care sunt apți pentru a dona sunt așteptați la centrul de transfuzie Brașov.